Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou vlog. Primul vlog de vacanță pe anul ăsta. Plecăm în prima vacanță, mergem spre Curtea de Argeș și mergeți și voi cu noi. Să vedem Curtea de Argeș, ce s-a mai schimbat pe acolo, dacă e zăpadă. Hai că vedem noi când ajungem acolo. Da, și acest vlog îl fac de pe telefon pentru că mi-am luat gimbalul, mi-am luat aparatul la mine, dar am uitat cardul în laptop și laptopul e acasă. Nici o problemă, ne desfășurăm cu telefonul, pentru că noi am început să facem vloguri cu telefonul prima dată. Hai să dăm bătaie, ne punem în mișcare, trebuie să trecem să alimentăm, mergem spre aglomeratul Iuliu Maniu, ieșim pe autostrada Pitești și ne oprim la Curtea de Argeș. Stradă de aproximativ 3-4 minute, am alimentat, am fost o aglomerație la Beco de nedescris, am stat undeva la 10 minute să spunem și acum ne așteaptă un drum de o oră jumate până la Curtea de Argeș și vreau să văd dacă e zăpadă acolo, chiar sunt curios dacă e zăpadă. Dar ne-am pregătit pentru zăpadă, ne-am luat ghetuțe, ne-am luat haine grosuțe, mănuși, căciuli, de toate. Așteptați pozele de pe Instagram. Păi, mai avem undeva la 35, ai 40 de minute până ajungem la Curtea de Argeș, până ajungem la cazare. De-abia și să văd cum arată cazarea, nu știu, poze arăta super tare arăta și am văzut că avea foarte multe review-uri pozitive, așa că de-abia aștept să ajungem, să vedem. Deocamdată nu văd zăpadă, deci cred că nu avem zăpadă. Dar mai avem poate 32 de kilometri până acolo. O să vedem, că se poate schimba. Autostrada a fost destul de liberă. Acum să vedem pe aici cum va fi. Hai, ne vedem de la cazare, facem room tour-ul și vedem ce facem după. Poate mâncăm, poate ieșim la plimbare, poate mergem până la mănăstire, la Curtea de Argeș. Gata, am ajuns la Curtea de Argeș, la cazare, la pensiunea lângă stână. Păi frate, îmi place foarte mult cum arată aici. Ne-au întâmplat câinii noștri, câinii roșii. Hai să vă arăt să facem un room tour. Hai să facem un room tour, corect. Pe aici am intrat. Așa, ușa unde nu se vede nimic. Aici, după ușă, este restaurantul. De asta e lângă stână, o să vedeți că e ca o familie, așa trebuie să fie aici. Aici avem un cuier corect, unde am pus noi gecuțele. Un pat destul de mare, spațios și sper să fie și călduros. Aici o oglindă să mă văd și eu să... Așa. Cu ce vine această cameră? Vine aici cu o pilotă. Pilotă albă, pufoasă și sper să fie și călduroasă. Avem o floricică lângă pat. Zici că e aloe vera. Pereții sunt făcuți din blană, scândură, un fel de lambriu. E un fel de lambriu. Un televizor destul de micuț, dar drăguț pentru o cameră atât de mică, pentru că nu e indicat să pui un televizor foarte mare aici, pentru că ești foarte aproape de televizor. Două scaune, o măsuță, iar ceva de decorațiuni din astea așa florale. Foarte frumos. Pereții sunt decorați în stil tradițional. Mă, și ce îmi place mie foarte mult? Baia. Deci, hai să intrăm în baie, lumina este aprinsă. Aici intrăm în baie, fie frate, baia. Cât de mare e baia și ce duș imens, deci dușul ăsta e imens, doamne, și bucătărie e dușul ăsta. Aici avem câteva decorațiuni, că și pui perița de dinți, pui șampon, pui tot ce vrei tu. Bine, perița de dinți trebuie să stai în partea aia, nu vă luați după mine. Aici eu iar, într-o oglindă, pac, 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 pac. Îmi place foarte mult baia asta, nu știu, zici că e o baie de un pub ăsta din București. Suport de hârtie, foarte de drăguț făcut. Alo, da, 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 bine, da, scuze, da, da, hai că vine acum. Da, am răspuns la telefon că m-a sunat cineva. Prețul pe noapte pentru această cazare a fost un preț foarte bun, 200 de lei. Suntem la pensiunea lângă stână,
Deci de-abia aștept să vedem ce putem să mâncăm, de-abia aștept să mâncăm din brânzeturi, pentru că e clar că o să fie ceva. Păi ia să vedem ce mai facem astăzi. V-am făcut și rânturul pac-pac-pac repede-repede, pentru că sunt camere micuță, dar cochetă și foarte, foarte drăguță, decorată cu mult bun gust. Pac, oprim aici, am făcut rânturul, o să vedem ce mai facem astăzi. Cum v-am spus, poate mergem spre Mănăstirea Curtea de Argeș. După o masă copioasă aici lângă stână, unde suntem și cazați, mergem spre Mănăstirea Curtea de Argeș, ce se află undeva la 5 minute de cazare. Mergem cu mașina pentru că nu ne prelungim și se înserează și na, nu știm locul, să vii seara pe aici să și face mai frig, deci nu e indicat. Poate treci și pe la un supermarket. Gata, am ajuns la Mănăstirea Curtea de Argeș, se află aici în spatele meu. Mănăstirea ce a fost construită între anii 1515 și 1517. Cred că am mai fost odată la mănăstirea asta când eram mai mic, dar nu mi-aduc bine aminte vârsta la care am fost, dar mai mult ca sigur am fost poate o dată sau de două ori am fost. Din câte știu, sper că am fost și cu școală, și cu școala odată aici. Sper să nu mă înșel, dar cred că am fost o dată sau de două ori sigur. Cât de imponătoare este. Cât de frumoasă este mănăstirea asta, chiar este o mănăstire foarte frumoasă. Este și amplasată foarte frumos aici, în Curtea de Argeș. Păi și ce nu-mi place? E zăpadă, dar începe să topească, mamă, și să formează o fleșcă iară din aia, fai de capul meu. Da, doar priviți cum se vede mănăstirea aici, în spate. Foarte frumos. Și trebuie să mai călătăm ceva. Fântâna? Fântâna lui Manule. Dar cred că e în afara curții mănăstirii. Hai să vedem, aici cred că e o parcare, nu știu cine e aici jos. Cred că e o parcare, da. O parcare a mănăstirii. Hai să vedem de fântâna lui Manole. Manole! Unde e fântâna lui Manole? Am tras de poze, o să le vedeți pe Instagram. Nu știu când voi edita acest vlog, dar vedem. Poate de seară și-l postăm mâine. La fel, facem un vlog scurt, de sâmbătă, duminică. Nu știu dacă mâine mai filmăm ceva, cred că o să ne întoarcem. Dar vedem, vedem. Hai facem niște poze, le încărcăm acolo pe Instagram să fie totul frumos. Să vedeți și voi unde am mers. Unde am mers acum un weekend, nu? Apropiem de încheierea acestui vlog. Mai dăm pe aici o jură pe lângă Mănăstirea Curtea de Argeș. Să vedem cât de impunătoare este. Mai ușor, ușor se lasă frigul, din ce am observat. A fost ok astăzi, am fost undeva la 4-5 grade când am venit spre București, dar ușor, ușor se lasă frig și sunt curios să văd cât de frig este seara aici. O să vedem chiar acum și mai ales că noi suntem și la stână acolo, o să vedem cât de frig o să fie. Pentru că dacă vine ursul seara... Am ajuns la cazare, pensiunea noastră, bine, pensiunea unde suntem cazați, nu pensiunea noastră. Pensiunea lângă stână, băi, s-a lăsat frigul ca lumea, sunt 0 grade acum, sau aproape, cred că minus 1 grad, dar se simte aici, chiar dacă în centru erau undeva la 4-5 grade când am fost la mănăstire, aici se simt din plin cele 0 grade, sau eu cred că sunt minus, minus 1 grad cred că e, și cred că o să ajungă la minus, minus 10, cred că în seara asta, nu știu ce am impresia asta, o să mă uit mai încolo pe prognoză, să vedem. Dar cred că ajunge la minus 10. Să vedem dacă mai facem ceva în seara asta. Nu știu, vreau să vă arăt și vouă stâna. Poate un pic mai încolo. Este un pic să arăt așa un pic stâna. Și aia e. În sunetul oițelor. Așa că se aud. Se aud și câteva talanci. Acum dau un leagă. Și mă dau. Și mă dau un leagă, mă dau, mă dau. Păi și cam aici este locul unde suntem cazați.
Cam asta a fost vlogul de astăzi. Suntem aici în fața la pensiunea lângă stână, de aici unde aveam făcut ultimele cadre. Până data viitoare, eu v-am salutat, să aveți un weekend frumos, indiferent de unde priviți acest video. Cred că vlogul îl voi încărca mâine, așa că hai să apăsăm butonul de like număr cât mai mare când îl voi posta. Când îl voi posta, apăsăm și butonul de subscribe, pentru că asta mă ajută pe mine să continui pe această platformă și intru în pensiune, că nu mai pot de fric. Se anunță minus în seara asta, așa că bețoțuică fiartă cu piper, cu ce vreți voi. Să aveți o seară plăcută.